În perioada 3-5 septembrie are loc o nouă ediție a Festivalului Medieval al Cetății Severinului, eveniment organizat de Primăria Municipiului Drobeta Turnu Severin. Domnul director, văd că pregătirile au început. Cum suntem astăzi? Suntem într-un stadiu avansat cu pregătirile. Ne bucurăm că putem găzdui iarăși, după o atâta absență, o ediție a Festivalului Medieval. O manifestare plăcută, totdeauna a fost plăcută. 2 ani, cred că am lipsit din peisaj cu festivalul. Și ne bucurăm că și vremea ține cu noi și starea de spirit a oamenilor ține cu noi și ne bucurăm că putem oferi severinienilor și tuturor celor care trec prin oraș în această perioadă o manifestare de acest gen. Este o manifestare a bucuriei și a culturii și a istoriei. Taberele vor fi instalate de vineri în cadrul cetății medievale. Participanții vor avea parte de o serie de surprize, cum ar fi ateliere cu muzică medievală, demonstrații de luptă cu cavaleri, parade, spectacole, dar și călătorii în lumea medievală. Ne bucurăm că putem să reluăm această activitate, acest festival și-a dovedit utilitatea în anii în care l-am ținut aici. Am avut foarte mulți turiști, dar în același timp și severinieni, mehedințeni, am putut să ne aducem copiii aici, să învățăm istorie, s-au bucurat de luptele care țineți minte că aveau loc, s-au bucurat de atelierele ce le aveam aici cu tot ce însemna medievalul, ce se întâmpla pe aceste locuri acum sute de ani. Istoria trăită, o vedeam, o simțeam la momentul acela, reluăm această activitate și ne bucurăm. După o lungă perioadă de absență din cauza pandemiei de COVID-19, Festivalul Medieval va avea loc în acest weekend. Edilul orașului speră ca vremea să țină cu severinenii dornici de revenirea acestui festival din cadrul cetății medievale. Chiar dacă a fost introdusă o taxă de intrare, acest lucru nu i-a împiedicat atât pe severineni, dar și pe turiștii din toate colțurile țării să treacă pragul măreței cetăți. Da, suntem deja la a 5-a ediție a Festivalului Medieval al Cetății Severinului, un eveniment care a devenit, putem spune așa, un brand turistic pentru municipiul Drobeta Turnu Severin, dar și pentru județul Mehedinți. Acest eveniment de la an la an, fiind deja la a 5-a ediție, cum spuneam, de la an la an a crescut în intensitate, a crescut în evenimentele care se desfășoară aici, în amploarea desfășurării ostilităților, ca să zic așa. La momentul acesta putem spune și fără să greșim că Festivalul Medieval de la Severin este unul dintre cele mai importante din țară de acest gen și nu o spunem noi, ci o spun specialiștii care se ocupă cu așa ceva și care au cotat Festivalul Medieval de la Severin drept între primele 3 din țară. În cadrul festivalului va fi amplasată și o zonă culinară, ceea ce în anii precedenți a lipsit. Evenimentul din acest an are toate ingredientele pentru a fi unul reușit, așa că toți severinenii sunt așteptați într-un număr cât mai mare să ia parte la această mică bucățică de istorie din vremurile de altădată.